Da, de fapt nu am intervenit. Modificări față de discuție, n-am intervenit pentru că în acel moment nu am abordat sub nicio formă discuția. Eu am fost acolo pur și simplu știind că voi avea în coordonare clubul sportiv municipal. Am fost la o discuție pe care mi-am dorit-o cu sportivii. Spre surprinderea mea, odată ajuns acolo, am văzut că nu era de fapt niciun sportiv, era numai conducerea și o parte din antrenori. Am discutat cu dâns și probleme generale, am vrut să văd cam ce vor dâns și să-mi spună mie. Bineînțeles, ca orice craiovean căruia îi place sportul și înțelege importanța lui în viața orașului, știam mult mai multe lucruri decât mi s-au spus acolo. Ulterior, într-adevăr, fostul director și-a dat demisia și a trebuit să nominalizăm o persoană care va ocupa cu delegație poziția de director al clubului până în momentul în care se va organiza concurs. Despre cine este vorba? De cel care și-a dat demisia și de toată lumea, nominalizarea a fost pentru domnul Bălan Bogdan, care este o persoană tânără. Și fără să presupun că cineva ar avea ceva cu noul nostru director, aș vrea să spun care a fost ideea în baza căreia am căutat o persoană. Pentru că pentru mulți o să surprindă faptul că nu este un fost sportiv sau că nu este o persoană care s-a făcut sport foarte mult. Și este de fapt unul din criteriile pe care le-am avut în vedere, pentru că vă spun și din experiența mea absolut personală, pe vremea când conduceam spitalul, pentru mine cel mai mare avantaj a fost că nu eram de acord. Există un subiectivism, atâta timp cât ai făcut sport și mai ales dacă cumva ai făcut chiar un sport legat de secția, una din secțiile care sunt în club, în mod clar și inevitabil vei fi subiectiv și deciziile vor fi mai grele. Pentru asta am căutat o persoană care să fie cu competențe manageriale, mă rog, chiar dacă e foarte tânără, dar are o pregătire în acest sens de management organizațional și o persoană care iubește sportul și își dorește să meargă lucrurile mai bine. Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre trecut fără să am hârtii în față și nu am în momentul ăsta, nu vreau să critic. Dar am așa o convingere interioară că lucrurile pot să meargă mult mai bine pentru clubul sportiv municipal și că banii publici vor putea fi cheltuiți ceva mai înțelept de acum încolo. Avem sportivi chiar buni, avem echipele, dintre cele 5 echipe care formează la ora actuală clubul, sunt cel puțin două, am eu acum în minte, care fac performanță, care au jucători la națională, care au jucători peste tot în lume, plecați la diferite competiții. Și cu toate astea, eu nu cred că a fost valorificată această parte de activitate, în sensul că ea poate să ne ducă cumva și în România și în lume numele Craiovei. Deci nu s-a folosit această resursă pentru imaginea Craiovei, s-au cheltuit mulți bani pentru imaginea primăriei Craiova, iar ceea ce trebuia făcut de multe ori a fost neglijat. E adevărat că putem ușor să dăm vina și astea sunt lucruri greu de cuantificat până la urmă. Putem să dăm vina pe faptul că nu am avut o perioadă lungă de timp sală, ci că condițiile în care s-a jucat cu parchetul pe care îl știm toți și care este puțin văluit și locuri foarte puține pentru spectatori și oricum niciun fel de condiții pentru a putea să facem realmente un spectacol din sport. Poate a fost și asta o cauză. E adevărat că este pentru noi o oportunitate extraordinară faptul că se va da în curând drumul la polivalență și echipele vor fi cu atât mai mult. Oamenii vor veni, poate probabil inițial pentru sală, să vadă sala, să vadă show-ul, dar dacă în sală evoluează niște echipe care le atrag atenția, în felul ăsta putem să ne asigurăm că va exista un public pentru echipele noastre și după primele luni în care e clar că emoția legată de sală va scădea.